Ancheta în cazul marfarului deraiat în județul Dolj este abia la început, dar se știe clar că mecanicul era beat. Culmea, nu băuse înainte să urce în locomotivă, ci pe traseu, după cum a reieșit din hârtiile puse la dispoziție de șefii săi. Garnitura aparține grupului feroviar român, iar până acum s-a stabilit că accidentul s-a produs din cauză că mecanicul a ignorat culoarea roșie a semaforului. Din această cauză, trenurile acumulează întârzieri de mai bine de 3 ore. A căzut, ăsta e podul, dar a căzut efectiv, nu s-a rupt. A căzut primul tronson, al doilea a rămas. Oricum, el era în reparație. Da, știu. Nu era șină, pe el nu era nimic. Deși accidentul s-a produs ieri dimineață, nici până acum compania privată de transport GFR nu a ridicat vagoanele căzute în prăpastie. Oficialii au venit și au privit. Sunteți de la GFR, nu? Ne spuneți câteva cuvinte? Nu rămâneți o clipă să vorbiți și cu noi? Mai grav este că poluarea este foarte mare și că aceeași companie nu a făcut nimic pentru limitarea pericolului. A intervenit numai Direcția Regională a Apelor Române. De ieri noi acționăm pe cursul de apă cu materiale absorbante și baraje absorbante, baraje puse transversal care rețin pelicula de ulei, de biodiesel și după aceea se dă ritmic cu material absorbant. Am chemat echipa de control care a fost și ieri cu mine aici să discut cu acest operator de transport, să-l analizăm, să activitatea și vom încadra toate faptele așa cum spun normele, legile de mediu. Despre lege vorbesc și polițiștii care au deschis un dosar penal și care au anunțat că mecanicul ar putea sta 10 ani după gratii, dacă va fi găsit vinovat. A avut o alcoolemie de 0,72 mg alcool în aerul pur expirat, imediat după accident. Sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de prezența la serviciu, sub influența alcoolului sau altor substanțe, precum și distrugerea sau semnalizarea falsă. Între timp, traficul feroviar pe ruta Craiova-București este dat complet peste cap. Sute de minute întârzie trenurile CFR care vin din partea de vest a țării și asta pentru că, duminică, un tren de marfă a deraiat pe ruta Craiova-București. Vorbim despre întârzieri între 70 și 175 de minute pentru absolut toate cursele care vin din această zonă. Toate trenurile interregio în relația București-Timișoara prin Craiova sunt afectate de închiderea accidentală de linie între Craiova și Caracal. Din acest motiv, trenurile interregionale vor circula până la redeschiderea liniei pe rută deviată prin Piatra Olt. Garnitura operatorului privat GFR, care a deraiat ieri dimineață, avea în compunere 23 de vagoane cisternă pline cu biodiesel și circula pe distanța Slobozia Veche-Curtici. Atât locomotiva, cât și primele 6 vagoane s-au prăbușit de pe podul aflat în reparații și pe care circulația trenurilor era interzisă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.